Femeilor care în România aleg să devină mame după 35 de ani s-a dublat în ultimii 25 de ani, invocându-se fie lipsa timpului, fie poate o carieră profesională ce trebuie pusă la punct înainte de apariția unui copil sau pur și simplu nu și-au găsit un partener potrivit. Facem discuția despre nașterea după 35 de ani către 40 de ani cu prietena noastră, doamna dr. Zorela Scarbura, medic primar obstetrică ginecologie. Să rămână, bună dimineața, la mulți ani. Bună dimineața, la mulți ani tuturor! A devenit o tradiție să ne începem anul cu dumneavoastră, da. Știți deja lucrul ăsta. Un subiect despre care se vorbește tot mai mult, nu mai e un subiect tabu, că înainte se ține așa pentru familie și... E un subiect pe care l-ați ales foarte bine, pentru că să începem cu parafraza a lui New Black, noul 40 este de fapt 30-ul. Într-adevăr, așa cum ați spus, prioritizările s-au schimbat. Femeia alege foarte târziu, întâi alege studiul, apoi alege cariera, apoi alege acumulările și în ultimul plan apare familia și copiii. Așa că sunt tot mai multe paciente care la 40 de ani au șocul că nu au făcut copii și care abia atunci încep să se intereseze de posibilitatea unei sarcini. După care urmează discuțiile despre ce alegem, nașterea naturală sau cea prin cezariană. Măi, eu am trecut de 35, riscurile sunt mai mari, spun viitoarele mame ce au ajuns în jurul acestei vârste. Riscurile sunt mult mai mari pe toate planurile și ca să le înțelegem mai bine o să le ordonăm puțin. Există riscul de a nu rămâne gravidă, riscul infertilității. O să le explic după aceea de ce. Apoi, odată rămasă gravidă, există riscul malformațiilor și derivat de aici riscul avortului spontan, a sarcinii oprite în evoluție, riscul patologiei asociate, riscul prematurității. În ultimul rând, există riscul asistenței la naștere, pentru că sigur că șansele de a alege o cale naturală de naștere sunt din ce în ce mai mici. Să începem cu riscul infertilității. Așa cum se știe, pentru că s-a spus de multe ori, orice fetiță la naștere are o zestre de milioane de foliculi. Aceste milioane de foliculi devin vreo 300.000 de foliculi când ea intră la pubertate și din aceștia doar vreo 300 de foliculi vor ajunge la maturitate, adică vor fi apți de ovulație. De fapt, ce sunt foliculii? Foliculii sunt acele chisturi care la un moment dat devin, spunem noi, folicul dominant, adică încep să crească în ovarul unei femei și cam la 2,5 cm se sparg și are loc ovulația. Foliculul conține așadar celula sexuală feminină, adică ovulul, ovocitul. Ei, fertilitatea maximă convențional este considerată între 20-25 de ani. După 35 de ani, ciclurile încep să fie tot mai frecvent anovulatorii, pentru că, pe de o parte, se epuizează acea zestre de circa 300 de foliculi, care între timp s-au apucat și s-au spart. Unii din ei nu mai ajung să devină dominanți pentru că devin atrezici, adică involuează și nu mai sunt funcționali. Așa că, din ce în ce mai frecvent, ciclurile vor fi anovulatorii. Neavând ovulație, bineînțeles, femeia nu are cum să rămână gravidă. Deci, riscul infertilității crește progresiv. Ceasul biologic, practic, nu ne așteaptă. O femeie la 40 poate să arate impecabil, dar interiorul... Dar poate să nu mai aibă ovulații, sigur că da. Sigur, există și excepții, dar așa cum bine știm, excepțiile confirmă regula, nu o întăresc. Am avut și paciente care au rămas gravide spontan la 48 de ani, de exemplu. Corect. Dar cele mai multe paciente pe care le-am avut au fost infertilități care au apelat târziu la investigații și la atitudine terapeutică, bineînțeles, dar cu care am obținut copii și după 40 de ani și, din fericire, sănătoși. Recomandați deci, perioada de până în 25 de ani ca să existe minimul de risc? E greu să o recomand. E greu să o recomand. Eu zic așa, că decât deloc, mai bine și după 40 de ani. Aha. Sigur că este bine cât mai devreme, pentru că resursele unui organism tânăr sunt altele decât cele ale unui organism matur. Însă, realitățile sociale, realitățile profesionale sunt de așa natură încât procreerea practic se prelungește, se tergiversează din ce în ce mai mult. Ei, deci am vorbit oarecum de riscul infertilității la vârsta de 40 de ani.
Să presupunem că femeia a rămas gravidă cu ajutorul nostru sau spontan, pentru că există și această posibilitate. Există, sunt cazuri care rămân absolut natural și spontan. Odată rămase gravide, există riscul unui produs de concepție anormal, a unei malformații. Din nou vin și spun, dispunem și în acest moment de metode de detecție precoce a unui produs de concepție malformat. Știți că există bitestul, care este absolut obligatoriu la luarea în evidență a oricărei gravide, bitestul care se face la 12-13 săptămâni gestaționale. Există teste non-invazive care sunt și mai sigure decât bitestul, care este un test de screening, adică se adresează tuturor gravidelor. Este vorba de testul Panorama, NIF. Există și teste invazive atunci când realitatea o cere, cum este amniocenteza. Deci dispunem de metode de detecție precoce a unor malformații grave, severe. Dar există care ar fi, și... acum sunt... Ar trebui totuși specificate. Care ar fi riscurile sau care ar fi malformațiile ce s-ar putea... Sindromul Down după 35 de ani, știți că este un factor de risc vârsta. Asta de peste... nu înseamnă că dacă naște după 35 de ani, neapărat trebuie să aibă sindromul. Nu, și incidența este destul și mai mare. Și din fericire sunt atâtea nașteri care sunt peste 35 de ani cu copii absolut normali. Da. Din nefericire există și gravide de 20 și ceva de ani care pot să aibă un produs de concepție cu sindrom Down. Corect. Deci, așa cum spuneam, referirile noastre sunt statistice. Asta nu înseamnă că nu există și cazuri care ies din regulă. Dar să ne mai gândim la ceva. Este o gravidă de 40 de ani, este o gravidă care are o patologie asociată deja. Ce pentru că asta? Fibroamele apar după 30 de ani, sunt foarte frecvente la 40 de ani, deci ea va avea niște boli asociate stării de graviditate. De asemenea, riscul de a face anumite complicații ale unei sarcini, cum este preeclampsia, deci crește tensiunea arterială, este mai mare. Riscul de a face diabetul gestațional este mai mare la cei doi poli, adică fie la gravida foarte tânără, prea tânără, fie la gravida de peste 40 de ani. Deci, trebuie să întotdeauna să fim preventivi și să ne gândim și la aceste boli care pot însoți starea de graviditate. Să spunem că fătul este sănătos, că gravidița are 40 de ani. Ce recomandați? Cezariană sau naștere naturală? Dacă a născut, sigur că va naște, pentru că e naturală, dacă a mai născut. Uh-huh. Există riscul complicațiilor a unei nașteri naturale, dar asta nu înseamnă că de la început vom spune nu va naște pe căi naturale pentru că are 40 de ani și a născut pe căi naturale la 38 sau la 36 de ani. Deci tendința va fi să supraveghem, să o ajutăm să nască pe căi naturale. Însă, așa cum spuneam, există anumite patologii care pot impune schimbarea nașterii. De exemplu, o inserție de placentă care este anormală și care este posibilă după 40 de ani sau mai posibilă după 40 de ani, o placenta previa va impune nașterea prin cezariană, indiscutabil. Un fibrom uterin previa va impune nașterea prin operație cezariană, dacă este situat în fața copilului și așa mai departe. Deci există riscul nu atât prin vârstă de a naște prin operație cezariană, cât prin patologia asociată sarcinii. Ei, dacă este la prima naștere după 40 de ani, sigur că intră în discuție operația cezariană și ca primă intenție, pentru că se poate miza mai greu pe resursele organismului de a urma secvența normală a unei nașteri pe căi naturale. Însă, dacă femeia și-o dorește, se poate tenta. Și, bineînțeles, la prima complicație se schimbă calea de naștere. Lucrurile sper că au fost lămurite. Cât de cât, acum ne purtăm cu mănuși chirurgicale. Da. Așa, e un subiect sensibil, există întotdeauna persoane în familie care vor acuza femeia ce nu dă naștere până în 35 de ani unui copil de egoism, de poate nonșalanță, spuneți cum vreți. Sunt vremuri schimbătoare sau vremurile s-au schimbat deja. Femeia își dorește întâi o carieră, să aibă o casă, să nu se mai chinuie așa cum părinții s-au chinuit cu ea, că de obicei se face un rapel la memorie și la propria
experiență. Ieri am discutat despre HPV și mi-a fugit gândul la dumneavoastră. Am fost între primii ce am pus pe tapet această problemă acum foarte mulți ani de zile. Întotdeauna ați fost printre primii și v-am apreciat foarte mult pentru că ați făcut o adevărată propagandă a profilaxiei cancerului de col de la începuturi. Am făcut-o și împreună de multe ori. Și poate ați spus ieri și nu știu că ar fi o veste bună că ministerul a anunțat oficial că a achiziționat vaccinul HPV și că vor fi tinere care vor beneficia de gratuitate. Despre deci interesați-vă. Intervenția mie mi-a venit în minte, încă mai primim telefoane de la doamne care în urma vizionării emisiunii s-au dus repede să-și facă un test și au descoperit nenorocirea asta de celulă canceroasă, din fericire incipient, și au putut trata cazul și acum ne mulțumesc pentru că deschidem subiectul. Mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că nu vreau să spun decât atât ca argument pro-vaccinare HPV. Australia a anunțat oficial, deci sunt date OMS, sunt date serioase, în 2017 eradicarea cancerului de col. Asta înseamnă că nu au mai avut niciun caz clinic de cancer de col, pentru că Australia este țara care și-a vaccinat și fetițele și băieții de la începutul apariției vaccinării anti-HPV. Deci cred că este un argument care nici nu merită comentat, este foarte clar. Și fetițele și băieții. Și fetițele și băieții, dar măcar e un semn bun că se începe cu vaccinarea gratuită a fetițelor. Mulțumim tare mult, așa începem noi de obicei anul cu doamna dr. Zorela Zgarbura. Astăzi e un subiect despre care se face vorbire și care sunt convins că a fost apreciat de doamnele și domnișoarele ce ne urmăresc în acest moment. Să aveți un an senzațional. Un an bun tuturor. Noi ne întoarcem după